sunt foarte complicate. Într-o declarație pentru agenția maghiară de presă MTI, spuneați după o vizită în Statele Unite că ați vorbit în fața oficialilor americani despre proiectul de autonomie pentru ținutul secuiesc. Ce v-au spus? V-au făcut sugestii? V-au spus ceva? V-au spus să renunțați, să continuați? Nu, noi am vorbit despre dezideratele comunității maghiare de 25 de ani. Deci nu numai despre acest proiect. Și am vorbit despre drepturile omului, drepturile minorităților și despre tot ce înseamnă securitatea în zonă. Securitatea și siguranța pentru fiecare om, pentru fiecare comunitate este ceva esențial. Dar nu există securitate și siguranță pe termen mediu, pe termen lung, dacă nu sunt respectate cele mai importante principii fundamentale, printre care și drepturile minorităților. În acest sens am vorbit cu pentru că e o problemă de securitate, de siguranță în această zonă, în opinia dumneavoastră? Păi este, altfel nu ar fi venit America să construiască scutul de rachete în România. A, nu, mă referam la ținutul secuiesc, nu la nu, România. Nu. Deci să nu vă blocați la ținutul secuiesc. Nu. Despre asta vă întrebați, am înțeles. Deci eu am vorbit în context mai larg. Situația României în zonă, parteneriatul strategic cu Statele Unite, pe care noi îl susținem și am susținut de la începutul anilor 90, am fost pentru aderarea la NATO și la Uniunea Europeană, când foarte mulți dintre politicienii români încă nu știau cam unde să meargă. Mai mult spre Moscova se uitau între noi să fie vorba. Deci, acest punct de vedere, americanii ne cunosc și știu care sunt valorile și principiile pe care noi le-am respectat și a fost o discuție extrem de utilă, fiindcă noi am văzut câteva cazuri destul de îngrijorătoare în România, când dreptul la proprietate, când drepturile minorităților n-au fost și nu sunt respectate, când retrocedările au fost blocate și nu se mai fac retrocedări, când despăgubirile se fac într-un anumit mod absolut catastrofal și acest lucru este absolut de neacceptat în secolul 21, mai ales că dacă vă uitați cei la Strasburg, la Curtea Drepturilor Omului, veți vedea că România a blocat ani la rând funcționarea curții prin acele decizii luate în România care au fost contestate și de foarte multe ori cei care au contestat au și câștigat și vor câștiga în continuare foarte mulți. Deci asta era contextul, că nu suntem copii, nu credem că America ne va aduce drepturi colective cu avioane militare, deci totuși să rămânem în limite normale. Mă întorc la declarația noastră pentru MTI. Spuneați că, citez, în România s-a încălcat dreptul la proprietate, s-a adus atingere dreptului cultului religios, la dispune de proprietăți și a le folosi în scopuri de educație, s-au încălcat drepturile comunității maghiare din Ardeal. Ați făcut referire la cazul colegiului Șefiei Mico din Sfântul Gheorghe, finalizat și cu condamnarea deputatului DNR Marco Otilo. Credeți că în momentul acesta comunitatea maghiară este expusă unui pericol de discriminare din partea autorităților române? Dacă așa simte o parte sau o parte mai mică sau mai mare din comunitatea maghiară, atunci trebuie să luați în considerare și acest aspect. Deci nu am discutat cazuri speciale și mai ales individuale în America, că nu asta este important. Și am discutat și despre greco-catolici care n-au primit înapoi aproape nimic din averile confiscate și de evrei și de celelalte culte religioase. Deci, din acest punct de vedere, a fost o abordare echilibrată. Da, dacă există un grup mai mic care spune că în acest moment este într-un fel, hai să spunem așa, îngrădit în dreptul, atunci trebuie să fim atenți. Și sunt foarte mulți maghiari care spun acest lucru. Ceea ce au făcut prefecții în Covasna, ani la rând, este de neacceptat pentru nimeni, pentru nu se aplică legea la Târgu Mureș. De 4 ani nu se aplică legea la Universitatea de Medicină și Farmacie. Sigur că oamenii de acolo și cei care vor să învață în limba maghiară la UMF sunt deranjați. Deci eu pot să vă dau foarte multe exemple. Autoritățile locale, primarul din Târgu Mureș, nu aplică legea privind inscripțiile bilingve de aproape 15 ani de zile. Deci, totuși, să nu facem că nu există astfel de probleme, poate nu se văd din București, poate că nu se văd de la distanță, dar dacă mergeți acolo, veți vedea că oamenii spun că sunt probleme.
legi existente nu sunt aplicate. Deci ați mai văzut o țară unde senatul universității la discreție aplică sau nu aplică lege, depinde cum se trezesc oamenii de acolo și de 4 ani de zile se trezesc că nu aplică legea. Și nu se